Buzoi, în apropiere de Râmnicu Vâlcea, un oraș mic de munte, punct de plecare către trasee ce străbat munții Lotrului, Căpățânii, ori masivul Cozia. La doar 644 de metri, vârful Țurțudan veghează asupra orașului, așteptându-și turiștii pentru a le demonstra că la sub 1000 de metri altitudine, unele trasee te pot pune în dificultate. Nu cred că e viper. Mai e posibil, hai treci tu încolo. De e bine să vezi pe unde calci. Te bagi în iarba înaltă. Uite, acolo e un șarpe și nu se vede. Ați a trecut pâncărare sau? Da. Te auzi înaintea ta. Să nu pui mâna în vreun șerpalău. Traseu de creastă. Stânga-dreapta. Care două ori, că e aceea asta. Dar cum începe urcare? Să ai grijă la piatra unde pui mâna. Despre atariba asta. Abia verificăm înainte. Deci ăla trebuia să fie prins undeva, nu? Cum mă întreb cum mă coborăm? Cum am urcat? E urcat mult, dar... Coborat. Ah, deci mă gândesc la lonja aia care trebuia să fie pusă de asta. Te duceai cu lonja în jos, îți dai seama că dacă nu este prins în ceva, de ce te prinzi? Las, că totuși e un punct de sprijin, uite, îți buclele alea cu alea unde poți să te prinzi dacă vrei. Da. Și să ai grijă și la pietrele de sus. Traseul ăsta nu trebuie să fie marcat. Sincer, nu știu când l-au marcat, dar am înțeles că multă vreme a fost nemarcat și cred că trebuia să fie mai bine, așa că nu este un traseu care... Adică nu orice piatră pe care o vedem pe munții noștri poate fi escaladată, asta și din cauza terenului, pentru că, na, degeaba... Noi mergem pe trasee de Via Ferrata, dar de obicei relieful este altul, iar aici pur și simplu n-ai nici măcar de ce să te ții la un moment dat. Și jos nu avem piatră, avem un fel de nisip pe care tot timpul aluneci. Uitați cât mai e până sus și doar așa se merge, deci ai o porțiune foarte îngustă.
poziția aceea. Am trecut cele din urmă după multe încercări, dar nu veniți. Nu veniți aici, pentru că este riscul foarte mare de accidentare. Eu mă bucur că mai găsesc trase pe care să nu le recomand. Este unul pe care eu nu-l recomand absolut deloc. Nu mai este să fie cabluri, cum e, nu știu, de exemplu, în Piatra Craiului. Și da, e adrenalină, e tot ce vrei. Dar aici este relieful, după cum am zis, de așa natură și prinderile sunt... Da. Bine, până aici poate să vină lumea, că ai peisaj, ai alea. Adică da, să nu, aici, să nu insiști pe porțiunea asta, să te hazardezi aiurea, știi? Dacă n-ai echipament, n-ai... Ham, n-ai... Echipament. Da, e și roca asta ciudată. Chiar dacă să... Deci este, se erodează instant sub picioarele tale și pericolul de a cădea în gol e foarte mare. Până ai să merită, totuși. Poate că ai foarte îngustă. Sudan. Mai bine să-l vedeți de jos decât de sus. Zoiul lumii. Concluzii. E frumos traseu, dar aproape de vârf acolo e cam riscant așa, adică cu mare atenție. Mare atenție. Salunica. Apropo de oameni ăștia care voiau să parcurgă fără echipament, adică fără bocanci, se poate? Mă poți, dar până la baza stâncii acolo, adică nu e exagerat așa, dar să fii atent. Adică până la ultima urcare, că acolo nu mai poți, te mai duci, da, cu șlapi. Da, neapărat bocanci. Da, mă rog, de alergare mai... montană, mă. Salut! Salut. E frumos și până acolo, că ai tot timpul brezoiul care îl vezi. Da, dar ideea e să nu se aventureze totuși fără da, ceva specific montan. Da, să mă rog, și noi trebuie să luăm hamur ceva acolo în porțiunea aia, că ne tăriște iurea. Dar să merită măcar până la baza stâncii. Ne îndreptăm către un alt obiectiv la aproape 4 km de centrul orașului Râmnicu-Vâlcea, piramidele de pe Valea Stâncioiului. Rezervația este un monument al naturii și a fost declarată arie protejată din anul 2000. Aceasta se întinde pe 12 hectare, iar piramidele au luat naștere în urma eroziunii solului cu mii de ani în urmă. Formele spectaculoase ajung la înălțimi de 80 de metri, ceea ce oferă un peisaj pe care nu îl vedem zilnic. După ce luăm pădurea la picior și tot căutăm piramidele, ridicăm drona și ne facem o idee cam pe unde sunt. Într-un final, ajungem la ele cu ajutorul unui localnic. Unul dintre obiectivele unde harta nu te ajută, pentru că nu indică exact locul unde este. Și dacă nu întâlnești un om care să spună să iei drept în față imediat după ce s-a terminat drumul de mașină, n-ai de unde să știi.
Văd că se aude tot timpul cum se macină, cum pică pietricele din mal. Cam atât a fost pentru astăzi. În speranța că v-am arătat locuri interesante, vă așteptăm la un alt episod, tot de aici, din România.